Bună ziua! Gata și septembrie, suntem în 1 octombrie astăzi și avem temperaturi de vară. Pâine, nu știu, parcă 30 de grade au prezis la meteo. Astăzi cred că au fost aproximativ aproape de 30, 28 parcă preziseseră. N-am prea mai apucat să vin pe la albinuțe, am făcut câteva hrăniri, hrăniri cu Hive Alive. Și astăzi am tras șuberele să ne uităm un pic cam cât au picat. Ia să vedem când în 11 septembrie am făcut eu, 10-11 septembrie am făcut teste. Ăsta de exemplu e unul care a picat 10 și am dat cu timol. Și de picat au picat, cam în concordanță cam cu ce a fost la test. Dacă testul a fost cam peste 10, au picat destul de mulți. Dacă testul a fost 2-3, au picat destul de puțin. Deci OxyPlus și-a făcut datoria. Cam toate au fost roase bine, cel puțin ce văd pe șubăr. Nu m-am uitat încă în ei și nu știu dacă o să am timp astăzi să mă uit să văd cum s-a ros. Normal ar trebui administrat din nou, că au trecut 3 săptămâni, 20 de zile de când am făcut administrările și acum ar veni încă o tură introdus ca să mai curețe și mai mult din infestare. Hai să ne uităm un pic ce s-a întâmplat în momentul ăsta. Aici e unul fără test. Uitați cam cât rumeguș s-a făcut, deci de ros sunt roase bine. Uite, ăsta aici în zona asta destul de mulți. Cred că se și vede bine. Ia să vedem. Vedeți? Destul de mulți picați. Deci ăsta la cum îl văd a avut o infestare mare. Cred că era peste 10 precis, poate un 20 pe trește de albine. No, ăsta e cu 10 la 300 de albine. Observați cam cât a căzut. 1 2 sunt căzuți. Observați pe aici. Uite ce sunt câțiva mai mulți. Așa, uite. Ei lucesc. Uite aici în partea se s-au tot mișcat probabil după ce au căzut, știți că li se ardă acele ventuze și mor de foame. Așa, deci acestea sunt cu timol, le-au rost bine, aici nu știu de ce a fost curățată zona asta, n-a picat, nu știu, e o curiozitate. Da, tot timol, ăsta e un roi, ăsta n-am făcut test, uite. Roie, eu v-am zis, nu sunt atât de infestați. Mai sunt câte 1-2, dar nu e așa mult. Ia să vedem. Deși aici cred că n-am ajuns. Nu, aici nu-i dat tratament. Încă n-am dat tratament la roiul ăsta. Așa, de la albastru încoace, uleiuri esențiale. Nu știu, nu-mi dau seama. Poate un picuț mai bine ros. Da, tot cam așa, ăsta are test. Da, ăsta a fost testat ce a avut 18 în 300 de albine. De dacă mă uit, sunt picat binișor, uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sunt unul lângă altul, sunt mulți picați. Uite, aici iarăși, avem noroc și cu lumina, uite. Vedeți aici, mulți, deci aici la cum îi văd și cum știu că am numărat odată vreo 200 pe o placă din asta, uite, aici cred că-s vreo cel puțin 200, dacă nu mai mulți picați, deci foarte, foarte bun efect, se vede pe șubăr, asta nu cumva mi-are test, nu-i cu test, care mai avem cu test? Septembrie. Așa, aici au fost 58. No, aici a fost foarte mare infestarea, dar a fost schimbarea de matcă. Și eu am zis, fiind unica ramă cu puiet,
S-au strâns toți varoa din stup acolo. Na, și poate de asta, să zic, să fi fost așa mare infestarea în testări, fiindcă aici nu prea văd. Nici n-au ros atât de bine, se vede clar, fiindcă n-au avut destul de mult puiet și n-am pus pe rame cu puiet benzile. Deci contează foarte mult ca să acționeze, să fie un tratament activ. Trebuie să fie puiet. OxyPlus așa funcționează. Deci dacă n-aveți puiet în stup și stupii sintați în regres și zvai de capul lor, da, va fi un efect mai slab la OxyPlus. Na, uitați, aici sunt numai câțiva. Aici n-am făcut test, dar nu e un stup infestat. Și o grămadă de rumeguși din ăsta de... Aici mai sunt câțiva. Nu, eu zic că au picat bine. Ăsta nu cred că e așa infestat pe cum ne-a păcălit, să zicem, între ghilimele, testerul. Ăsta deja e cu... Clasic, OxyPlus Classic făcut tratament acum 3 săptămâni. N-au fost puse de la început șubărele. Primele 6, prima săptămână n-au fost puse. Uite ce bine a ros și aici. Și aici nu a prea picat. Nu-i cumva cu test. Ba da, na. Uite, test TST2. Deci unde am avut foarte puțini, a ros foarte bine și n-a picat, fiindcă n-a fost ce să pice. Găsim câțiva, precis, dacă ne uităm foarte bine. Dar aici infestarea a fost foarte, foarte mică. Normal, cu 2, dacă nu e zonă cu reinfestări, 2 la 3 se dea bine, iar la limită poate și ierna. Ăsta, test 11. 11 varoa, OxyStrip. OxyPlus Classic. Na, uitați. Deci unde au fost așa peste 10, au picat destul de binișor. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sunt picați. Sunt picați. Uite și pe aici, pe dedesubt, pe sub rumegușul ăsta, normal. Na. Ei... foarte bine. Și aici ultimul, care se micșurase foarte tare, m-am uitat pe șubăr și ăsta e foarte, foarte infestat. N-au uitați, același tratament cu OxyPlus Classic. N-au fiți atenți aici ce infestare este. Vedeți varoa? Deci unul dintre altul, numai varoa. Aici, dacă nu... undeva peste 300, cred că sunt picați, că e efectiv unul lângă altul. Deci aici e clar, stupul ăsta a fost decimat, de aia s-a micșorat, de infestarea cu varoa. Ăsta e înnebunit, ăsta ar fi și bine să-l reduc pe 6 rame, să-l bag într-un P-Hive, fiindcă ăsta se va micșura foarte, foarte tare. Deci cam asta este situația. Efectul OxyPlus s-a văzut. E un tratament bun dacă stupii sunt activi și rod benzile. Ați văzut cam ce a rost la mine, cam cum se vede pe șubere. Oricum, OxyPlus față de alte benze OxyStrip are o consistență care permite să fie rost mai ușor, mai bine. Și atunci tratamentul se face mai bine. Na, aici avem unul, ăsta e fabrica de cuburi de miere. El dă tot timpul cam două caturi în loc de unul față de alții. 8 a avut infestare, puiet frumos. Ne-am dat și lui cu timol. Și uitați, a căzut ceva. A căzut. Na, deci are o infestare, să zic, medie pentru stupina mea. Am avut între 2 și 5-8 ăla,
nu-l pun, fiindcă ați văzut, nu prea o căzut. Nu știu ce e acolo, sunt mai mulți factori. Să zic între 2 și 18. Cam asta a fost la mine stupină. Uite ce zoișorii. Toate bune, să mă apuc și eu de lucru, că vine seara asta, mă stresează că prea repede vine seara. Na, uitați-le cum sunt sărăcuțele. Câte unii sunt mai mărișori, ăsta cred că a rămas pe 12 rame, uite, e plin. Ăsta altul, vedeți, s-o decima de la varoa. E super gol la urdiniș. Care cum? Uite, ia unde e umbră, deja nu mai circulă așa bine față de ăștia care au rămas la soare. Da. Asta e situația la mine. Deci vedeți, unde se face rumeguș, de la Oxy Plus, pică și varoa și pică mulți. Adică nu cred că cu alte tratamente convenționale ați găsi mai mulți decât vedeți aici. Deci ei îi atacă, îi lovesc în funcție de ce concentrație, de ce infestare este în stup. Unde am avut doar 2, acolo e 11, uite, la 2 au ros, dar greu găsești, uite, 1. Ori mai fi pe aici, că e multă mizerie pe șubără și greu de găsit. Dar aici n-a picat, fiindcă n-a fost ce să pice din stupul ăsta. Însă vă mai zic un secret. Stupul ăsta l-am format, e un stup refăcut, e format din roi. Și roii nu sunt atât de infestați în toamnă. Stupii mari de producție, care au fost plini de puiet, fabrici de puiet și tot anul au tras, ăia sunt cei mai infestați în toamnă și ăia ajung la infestări mari și de aceea trebuie să avem grijă pe parcursul verii, le facem măcar după salcâm, să le facem un tratament și pe urmă destul de repede în toamnă trebuie început tratamentele de prin august, măcar final de iulie trebuie începute tratamentele ca să-i ținem în loc, că altfel ajungem cu infestări prea mari ca să mai putem ierna ceva, cum e cazul la mine. Na, de ce o fi el așa de infestat? Nu știu ce să zic. Eu am făcut primul tratament cu Oxy Plus de toamnă, la început de august. L-am făcut cu benzile aruncate doar acolo între caturi, fiindcă îi merg și merge și nu mi-a plăcut cum a ros. Na, poate e un caz din ăla, poate nu roade el atât de bine și nu s-a curățat așa de bine de varoa. Dar vedeți, acum când le-am pus frumos, gândit între ramele cu puiet, a picat de, uite, se strâmbă șubărul de varoa, cât e de greu. Bun, deci la mine cam trebuie încă o administrare și la noi încă mai este și vreme, că octombrie e o lună destul de călduț așa, mai zboară albinuțele, încă mai avem puiet, dar dacă mai reușesc să mai continui cu hrănirile, că tot am eu mierea care vreau să o folosesc, să o dau în stupi, atunci îi mai ținem activ, vor avea puiet și atunci se vor trata bine cu Oxy Plus. După ce nu mai aveți puiet, automat treceți la oxalic picurat și atunci cu oxalicul picurat știți că ați curățat ultima infestare, deci ați curățat tot. Cam așa mă duc eu. Na, așa am făcut anul trecut, am mers bine, anul trecut nici n-am reușit să fac teste, nimic, n-am avut timp. Anul ăsta am lucrat un pic mai științific, să zic așa, ați văzut testele și efectul se vede. Deci la cei la care au avut în tester 2, nu prea sunt picați pe șubăr. La cei care au avut peste 10, deja se văd mulți picați pe șubăr. Și dacă reușesc să-mi fac timp, astăzi nu mă apuc, dar poate în luna octombrie o să intru la cei la care am făcut deja teste, să mai refacem câte un test, să vedem cât s-a diminuat datorită tratamentului cu Oxy Plus infestarea. Bun, sănătate multă și numai bine! A fost Mihai Rus, stuparul.ro. Înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. Spor la pregătirile de iernare, ce
ce pregătiri, terminarea pregătirilor, că e cam aici iarna pe noi imediat, și vă doresc o iernare cât mai sănătoasă, să scoate stupii cât mai puternici în primăvară. Sănătate multă, numai bine! Înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră.